dinaintea golului și au făcut-o până la urmă din lovitură de la 11 metri. A fost acel hands pe care l-am văzut mai devreme al lui Garat. A început așadar repriza secundă cu dinamoviștii din nou în atac, ialomițenii în aceeași formulă, o așezare defensivă fără pressing în terenul advers, o așezare de așteptare a adversarului. Și atitudine frumoasă a suporterilor dinamoviști în debut de parte secundă, își încurajează echipa. Din momentul de față, practic, Dinamo joacă cu un singur închizător, un singur mijlocaș defensiv, dacă îl putem numi pe golgheterul echipei, Uzman în doi mijlocaș defensiv. Cătălin Munteanu va oferi mai multă creativitate la mijloc. E pregătit și Ionel Dănciulescu în orice moment să intre, așadar variante pentru Ana Done există. Și Dinamo a marcat multe goluri, însă nici în această întâlnire de campionat nu a reușit să evite încasarea unui gol. Iată-l pe Andrei Cristea. În banda dreaptă așteaptă și primește Rubio, când timpul ne va permite, vom spune și echipele. Cătălin Munteanu în 2-2, jucător de picior stâng în centrul liniei de mijloc. Acum Marius Alexe. Rubio, Torje. Învăluie Rubio, Torje simulează centrarea și este păcălit practic de Toșca. Recuperarea tânărului jucător împrumutat de la Steaua, însă Rusescu nu are cea mai bună preluare și mingea iese afară. Este destul de puțină mișcare între liniile urziceniului. Dinamoviștii așteaptă, atacanții dinamoviști așteaptă între fundași balonele și de aceea ele nu vin. Favorizează acest joc de apărare al urziceniului, care nu face altceva decât să translateze dintr-o parte în alta a terenului. Dinamo a dovedit însă forță în reprizele secunde ale partidelor disputate în această ediție de Liga 1. Duelul capitanilor mai devreme, Andrei Cristea și Vasile Maftei. Maftei folosit, a cam fost fault din această reluare, cel puțin așa pare. Bine, spuneam, Maftei folosit astăzi ca un al treilea, ca un liber în fața apărării. Joacă al treilea fundaș central, chiar dacă nu mai joacă rolul liberoului. Se apără ca al treilea fundaș central și devine mijlocaș central de construcție în momentul în care echipa capturează balonul. Un arbitraj liber prestat de Adrian Comănescu și în prima repriză, dar și în debutul acestei părți secunde. L-am văzut pe Marius Alexe, cu câtă ușurință a reușit să treacă de un adversar, însă nu a mai continuat. Încearcă Todoran, pasă pentru Toșca, însă reflexele lui Toșca rămân acele ale unui fundaș stâng, așa cum a fost folosit de cele mai multe ori la Steaua 2. Dumitru Dumitriu spunea despre el înaintea debutului că vom vedea un al doilea Chivu în fotbalul românesc. Rămâne de văzut, mai e mult până acolo. Rubio întoarce la îndoi. Sunt puține cărări către poarta lui Cernea. Se apără extrem de bine organizat, extrem de grupat echipa lui Octavian Grigore și aș întâlni să spun fără să facă o risipă exagerată de efort. În primul sezon al Unirii, în Liga 1, în 2006, ialomițenii reușeau un egal acasă cu Dinamo și o victorie în Ștefan cel Mare, care, într-o oarecare măsură, umbrea o mega petrecere organizată pe atunci de conducerea dinamovistă pentru câștigarea titlului. De atunci lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Cum spuneam, o singură victorie în 8 meciuri reușite de Dinamo contra Unirii Urziceni. Iar aici, la Urziceni, au fost mereu meciuri extrem, extrem de tensionate. Ne aducem aminte, de exemplu, de un 0-0 la mijlocul căruia Mihai Stoica, pe atunci manager la Unirea Urziceni, se ducea și se războia cam cu întreaga lojă dinamovistă. Și au mai fost episoade interesante. Acel 1-0 care a dus practic titlul sau a păstrat titlul aici la Urziceni. Nu mai vorbim de 4-4, ultimul rezultat din meciurile directe. Bordeanu, central lui Bordeanu, se grupează excelent Maftei și Mehmedovic pentru blocarea lui Liviu Ganea. L-avem în prim plan pe Maftei, cel care și-a depus dosarul pentru a deveni jucător liber. Se zvonește că oferta cea mai bună pe care i-a fost făcută până acum, din momentul în care va deveni liber, vine de la Vaslui.
A căzut Rusescu, rămâne la pământ după duelul cu Moții. Adrian Comănescu pe punctul de a opri partida. A fost lovit un pic în spatele genunchiului, dar nu cred că un motiv atât de serios pentru o întârziere atât de mare. Cu siguranță vom vedea multe episoade de genul acesta odată cu scurgerea timpului, pentru că orice formație care își apără rezultatul de așa manieră cum o face Uniunea Urziceni apelează și la astfel de trucuri. Încă o pasă greșită a lui Andrei Cristea, au fost destule în debutul acestei reprize a doua, nu a intrat foarte bine în meci. După pauză și-l vedem pe Octavian Grigore pe cale de a... Hai să nu spunem pe cale, că mai e mult până la sfârșitul întâlnirii, dar oricum, în momentul de față reușește un al doilea rezultat surprinzător după acel 1-0 delăudat împotriva Stelei, iată-l pe cale să... producă surpriză și meciul cu Dinamo. Fault al lui Moții asupra lui Semedu. Mă rog, este o intrare umăr la umăr. Acum Moții nu are nicio vină că are 10-15 kg în plus față de Semedu. S-a ridicat fanionul de la margine, este offside. La Valentin Avram a ridicat fanionul după o primă repriză foarte liniștită. N-a avut multe de furcă în prima parte, nu de alta, dar întreaga echipa Unirii Urziceni stătea cu fundul în poartă și atunci n-au fost momente de offside. Acum l-am descoperit, a venit la meci. Exact, exact. În doi, Rubio întâmpinat de Toșca, acum Torje. Rubio se luptă și câștigă mingea. Generos în efort și inspirat totodată. Cătălin Munteanu centrează, iese Cernea și nici măcar nu mai e nevoie să rețină. Iar m-a lăsat ăștia pe beznă. Poate mă rezolv și pe mine cu necazul ăsta. Îl știi pe Cornel ăla de la 2? Taie-mă și apa două zile. Muscatel. Un vin pe cinste. Continuă să noteze de Zorian Andone pe marginea terenului. Încearcă să le transmită diverse mesaje, în special cu Cătălin Munteanu, din ce îmi dau seama de aici, comunică, așteptându-se poate de la el să devină un jucător care să atingă mai multe balone și să le distribuie cum știe. Până acum însă este cel mai prost joc de atac făcut de Dinamo în această ediție de campionat, aș îndrăi să spun în tot sezonul, pentru că până și la acea înfrângere de la Split, dinamoviștii au ajuns să tragă pe poartă câteva șuturi sănătoase, dezamăgire pe chipul lui Ioan Andone, care, iată, nu a pierdut niciodată până acum în fața Unirii Urziceni. Au fost trei meciuri pe vremea când a antrenat pe CFR Cluj, o victorie, un egal și o izbândă în finala Cupei României. N-a fost rea centrarea lui Torje, Cătălin Munteanu. Pe de altă parte, alomițenii sunt avertizați, Dinamo are sfârșituri de meci excelente, condiție fizică foarte bună și nenumărate goluri reușite pe final de joc. Haideți să ne gândim la meciurile de la Târgu Jiu, să ne gândim chiar la meciul de la Brașov. La meciul de la Ploiești cu Astra. Exact. Dinamo este cea mai bună, sau cel puțin era până la ora acestui meci, cea mai bună echipă de deplasare din campionatul nostru, acumulase până acum 8 puncte. Oscar Rubio. Foarte bună deschiderea către Marius Alexe. Bine în centru, îi place acea zonă. Excelentă preluarea lui Doi. Minunată execuție, foarte, foarte frumoasă, atât preluarea cât și ce a urmat. Un șut de calitate, poate un pic prea pe centru, însă de aplaudat. A prins și pământul, să știi că a fost o minge grea de tot pentru Cernea. L-a scos puțin și dinții. A stopat-o cu bărbia. Poate fi semnalul revenirii lui Dinamo în meci, este prima acțiune de calitate. O revedem în întreaga spectaculozitate și frumusețe.
încearcă să joace puțin mai iute și la firul ierbii acolo în zona de 25 de metri pentru că altă soluție nu există. Iată-l acum pe Dinu Todoran, centrare înspre un careu rarefiat în tricouri albe, venise Semedu undeva la bara a doua, dar târziu și acum posibilitatea de contră pentru Dinamo, mingea este la îndoi. Iată un balon pentru Alexe, este o zonă care îi convine lui Alexe, mai departe la Torje, a curs bine acest atac dinamovist Torje. Centrarea lui Torje, este un braț pus pe atacantul dinamovist la această fază, însă arbitrul Comănescu face semn ca jocul să continue. A căzut Liviu Ganean Careu, a și rămas acolo de altfel, de-abia acum se ridică și nu o face cu mare ușurință. Vom avea cu siguranță o reluare, dinamoviștii vor căsca ochii foarte, foarte atenți la aceste reluări, pentru că se simt deja vânat sau s-au simțit în acest sezon, însă îl vedem pe Alexe. Continuă Alexe, nu era centrarea, minge pentru Andrei Cristea și nu fusese offside, prieteni. Haideți să vedem. Se vede un braț al lui Goge pe spatele lui Liviu Ganea, nu știu însă dacă are și intensitatea pentru a îl determina pe Comănescu să dicteze lovitură de la 11 metri. Dacă era duelul între Kirghiaco și Capetanos, probabil că se dădea lovitură de la 11 metri, așa cum s-a dat la acel Liverpool-Steaua. Cert este că am mai asistat la un moment bun ofensiva lui Dinamo, Semedu se încurcă în balon, dar nu pot să-i reproșez nimic, până acum a făcut un meci bun, a alergat enorm, chiar mai mult decât o făcea în perioada în care aici antrenau Dan Petrescu sau Roni Levi. Torje, aceeași schemă. Și da, balon pentru Unirea Urziceni, s-a apărat excelent acolo Nicolae Mușat. Are și el ceva de demonstrat și parcă a devenit o tradiție ca jucătorii împrumutați de Dinamo la alte cluburi să evolueze foarte bine, chiar împotriva lui Dinamo, spre diferență de alte locuri din țară unde nu se întâmplă același lucru. Rusescu aleargă după fiecare balon. Ne demonstrează că jocul defensiv al unei echipe pleacă de la atacantul central, cel care întârzie cât poate, cât îi stă în putință jocul. Continuă să se încălzească oamenii grei. Vedem un jucător important al ultimilor ani în fotbalul românesc. Este vorba de Caramian. Arman Caramian, într-adevăr, care înaintea meciului, mai în glumă, mai în serios, îi spunea lui Ian Andone, sunt pregătit să vin la Dinamo. Ia-mă din iarnă, că până atunci mă pun bine pe picioare la Unirea Urziceni. Să vedem dacă va intra, erau acolo și Marius Nicolae și Dănciulescu. Dinamo împinge jocul spre poarta lui Cernea. Torje în față Mușat și pare a fi luat ușor frica lui Mușat, n-a mai... fost la fel de inspirat și la fel de agresiv în de 1-1. A încercat ceva la Ronaldinho la această fază. De adevăratul Ronaldinho însă îl puteți vedea la debutul său în Cupa Mondială pe DVD-ul pe care Gazeta Sporturilor va scoate miercuri, al doilea episod din seria meciurilor, din seria turneelor finale, campionatul mondial din 2002 din Coreea și Japonia. Orice iubitor al fotbalului trebuie să aibă în casă această colecție dacă susține că iubește fotbalul și nu scandalul. Intrare destul de tare a lui Toșca asupra lui Andrei Cristea, a avertizat Toșca de Adrian Comănescu. Moții ajunge și în jumătate adversă și mai mult se îndreaptă spre careu, sperând, poate cine știe, să obțină mai mult decât au obținut până acum mijlocașii și atacanții. Cătălin Munteanu. Oscar Rubio, centrarea către cealaltă zona a careului. Acolo prinde balonul Marius Alexe, centrarea lui Marius Alexe, înșelătoare, o centrare
trimisă cu multă șiretenie spre careul lui Cernea, dar insuficientă pentru a liniști un pic pe Ion Antone. 1-0 rămâne pentru Unirea Urziceni. De aproape nu mai pare atât de dificil balonul pentru Cernea, dar într-adevăr a fost trimis într-o zonă grea de apărat între portar și linia de fund. Ceea ce este de semnalat e că Dinamo împinge sau a împins în ultimele 5 minute din ce în ce mai mult jocul către careul advers. Să vedem dacă va putea juca mai multe baloane în interiorul suprafeței de pedeapsă, pentru că până acum ele au fost foarte puține. Ca și din jucător, Mușat era să transforme în spectator, să se ducă spre galeria dinamovistă. O gheată de un fel și o gheată de altfel la rândoi. Nu mai miră nimic. Ba, dar și-a ales culorile cam prost, pentru că una e roșie și una e albastră. Încet, încet Dinamo intră în criză de timp, încă o jumătate de oră. A mai marcat Dinamo, e drept, goluri și încă multe în jumătățile de oră finale ale întâlnirilor. Însă perspectivele nu sunt tocmai bune. În doi pierde balonul Dinu Todoran, mai rapid decât el și mai bine plasat Cătălin Munteanu. Îl vedem acum pe Andrei Cristea, izolat în zonă stângă, întâmpinat de Muzac. Centrează Andrei Cristea în blocajul lui Goge, posibilitate de contraatac. Unirea Urziceni pasă către Semedo, aleargă Semedo și îl faultează. Din câte mi-am dat de seama pe moții, este faultat de Semedo. Noar. Cred că a făcut bine că a lăsat jocul să continue. De la marge n-a venit nicio semnalizare. Cred că este decizia corectă. Și iată un balon capturat acum de Toșca. Duel 1 la 1 cu Rubio, cel care până la urmă reușește să trimită balonul în afara terenului. Ușor, ușor, în doi participă din ce în ce mai mult la faza ofensivă, dar lasă spații importante și s-ar putea să mai vedem contraatacurile ale gazdelor. Pe marginea terenului este Marius Nicolae, cel care se pregătește să intre. Cătălin Munteanu, lansarea este către Torje. Toșca. Și da, offside. Offside în care se surprinde Straur Rusescu. Permite schimbarea în acest moment. Adrian Comănescu, va ieși într-adevăr Andrei Cristea. Și probabil îi va și ceda, mă gândesc, banderola lui Marius Nicolae. Andrei Cristea, numai două goluri înscrise în acest sezon de Liga 1 pentru Dinamo. Marius Nicolae la fel. Marius Nicolae nu s-a mai întâlnit cu golul de mai bine de o lună, de la acel meci 2-6 FCM Târgu Mureș Dinamo București. Un alt tip de atacant pentru Dinamo, un jucător masiv cum este Marius Nicolae, capabil să fixeze poate defensiva Unirii Urziceni. Cu siguranță ăsta este motivul pentru introducerii lui în teren, pentru că pe benzi Dinamo are pe Alexe într-o parte, pe Torje în cealaltă parte. Există soluții din punctul ăsta de vedere. Și chiar Liviu Ganea, care este ceva mai mobil. Să-l vedem, îl urmărim pe îndoi. Combină cu Marius Alexe, Torje. Pas pentru Marius Nicolae. Își ia în primire rolul de pivot. Și Bordean în marginea careului Unirii Urziceni. Asediu total al lui Dinamo. Centrala lui Bordeanu, Mehmedović, de netrecut la asemenea baloane. În permanență amenință poarta cu privirea în doi. Acum un șut extrem de dificil de la distanță. Șutul lui Rubio i-a pus probleme lui Cernu. Același Rubio, centrala nu este rea, dar șuturile de la distanță au fost principala armă dinamovistă până acum. Am văzut unul din partea lui Usman în doi, celălalt din partea lui Oscar Rubio, ambele de calitate. Însă Unirea Urziceni a cedat, pare să fi cedat aproape total faza ofensivă. Nici Raul Rusescu nu mai are energia din prima parte. Să vedem cât de mult îi va costa pe Ialomițeni această
așezare. Da, au scăzut nivelul de joc cu vreo 10 metri, s-au tras spre careul lui Cerna și lucrurile astea se văd. Acum o încercare de contraatac, 3 contra 6 și un maximum obținut din această fază de Păduret. Primii care mulțumesc, e clar, sunt apărătorii Unirii Urziceni, care în ultimele minute au avut viață grea. Se trezește și publicul. N-au pretenții ofensive absolut deloc. Pe vremea lui Dan Petrescu la o astfel de fază, fundașii centrali urcau în careu și se trimitea un balon înalt. Acum linia de fund a Urzicenilor a rămas pe loc, același Rusescu în față, tot către el se duce și această minge din degajarea lui Cernea, a respins Garat. Toșca, un picior bine pus de Cătălin Munteanu, n-a avut noroc. Mingea a revenit ia Lomițenilor. Mușat, Pădurețu. Diferență parcă de prospețime acum între Unirea Urziceni și Dinamo, însă vine această înșurubare a lui Semedo. Încă un dribling al lui Semedo, pasa către Raul Rusescu, care a încercat prin orice mijloc, prin orice mijloc posibil să se descotorosească de Garat, nu a reușit. Minge la Dinamo. Reușit un doil dintre Torji și Rubio, centrarea lui Rubio bună. Acolo se plasează însă la fel de bine Muza, care a făcut un meci bun pe acea poziție, un meci sigur. Lovitură liberă pentru Dinamo, iată șutul de mai devreme al lui Rubio. Balonul i-a sărit în față lui Cernea și a fost nevoit să respingă umărul, cred, da? Munteanu pentru Torji. Mușat la meciul vieții. E rândul unui dinamovist să joace la sacrificiu în fața foștilor săi colegi. După ce în urmă cu două săptămâni câțiva steliști de la echipa secundă a clubului au făcut la rândule meciul vieții cu Steaua. Rubio, grăbit, normal. Bordeanu. Revin și stopării. Bordeanu cu pas lung. Greu de crezut că poate fi depășit Mehmedović cu astfel de mingi. Însă Torje se luptă și o face admirabil. Mingea n-a rămas însă în teren. Oricum efortul lui Torje din acest sezon și din returul, poate chiar din întreg sezonul trecut, i-au adus și convocarea la echipa națională. Acum există și o discuție, din ce înțeleg, între selecționeri sau exista, unde să se ducă. La Naționala Mică pentru barajul împotriva Angliei sau la Naționala Mare pentru meciul de la Paris. Și vine și Dănciulescu, va fi ultima schimbare efectuată de Ioan Andone pe teren. Este un jucător întins al Unirii Urziceni. Adrian Comănescu a ținut sau a păstrat jocul liber. Acum de-abia îl vede pe Raul Rusescu. S-a lovit de Rubio puțin mai devreme. S-a lovit de capul lui Rubio. Iată faza de mai devreme, înaintea săriturii s-a lovit. Faza s-a petrecut chiar în fața cabinei noastre de comentator. În fine, jocul este reluat cu Dinamo în superioritate numerică în acest moment. Rusescu este pe marginea terenului. Cum Torje, centrare, este Maftei acolo cel care respinge, mingea ajunge la Semedu. Iată-l pe Usman în doi. Degajă forță jucătorul senegalez și lovitură liberă. De această dată pentru un fotbalist de picior stâng. A revenit și Rusescu în teren, Dănciulescu și așteaptă și el momentul intrării. Încă 20 de minute până în final, 1-0 pentru Unirea Urziceni. A marcat Raul Rusescu în minutul 34. Cernea îl îndeamnă pe Raul Rusescu, ghidează zidul și Rusescu este cel care își îndeamnă cu echipierii și îi îndreaptă către poziția corectă. Fază periculoasă, Cătălin Munteanu
Minge pasată pentru șutul lui Valeriu Bordeanu, blocat. Karaoke, încă o intrare Karaoke. Semedo. Ajunge Semedo în toate clar de cartonaș galben, a mai luat unul la faza penaltului. Exact. Și este a doua eliminare a lui Garat în acest sezon. Dinamo într-o situație limită. Un gol mai puțin și un om mai puțin cu 20 de minute înainte de final și schimbarea preconizată, cea cu Ionel Dănciulescu, pare a nu mai fi de actualitate. Îndoi îl calmează sau încearcă să-l calmeze pe Garat. Încă o dată depășirea. A citit balonul, faultul nu este dur, dar Ion Crăciunescu a explicat de nenumărate ori că dacă jucătorul în atac are un spațiu mare de manevră în care poate dezvolta o acțiune foarte periculoasă, atunci arbitrul trebuie să vină și cu sancțiune disciplinară cu cartonaș galben. Era al doilea pentru Garat după faza de la 11 metri și iată, Dinamo trebuie să joace ultimele 20 de minute ale acestei partide în inferioritate numerică. 1-0 pe tabela de marcaj pentru Unirea. Rusescu poate și el să vadă un cartonaș galben pentru încercarea de mai devreme de a-l păcăli pe Adrian Comănescu. Marius Nicolae aleargă, caută să dea tonul, să vedem cine va lua locul lui Garat în centrul defensivei, să vedem care va fi soluția aleasă de Ioan Andone. Dinamo oricum nu mai are ce pierde din momentul de față. Ar fi o ciudățenie ca meciul să se termine 1-0, măcar din perspectiva atacului Dinamo Vis, care a funcționat bine spre foarte bine până acum. Vedem însă un contraatac dus de trei oameni ai Unirii Urziceni, Pădurețu cu o pasă precisă pe pieptul lui Raul Rusescu. În fața sa este Oscar Rubio. Raul Rusescu dă drumul la balon în zonă dreaptă, Semedo, Pădurețu, trei oameni. N-au nicio treabă ceilalți șapte jucători de câmp ai Unirii Urziceni cu această fază. A fost un atac purtat în trei, Rusescu, Pădurețu și Semedo. Toți ceilalți șapte s-au odihnit undeva în cercul de la centrul terenului. Iar Semedo a obținut maximul. Adică a scos un corner, erau trei jucători, au plimbat mingea. Vedem oameni fericiți aici la Urziceni. Și cu siguranță vedem și fețe încruntate în cele două peluze, pentru că acolo sunt dinamoviștii. Corner pentru Unirea Urziceni, bătut de Pădurețu, este și Mehmedovici în care un să alege varianta unei pas în centru, Marcel! Ocazie mare pentru Unirea Urziceni, foarte bun blocajul de această dată al lui Marius Alexe. Sper să nu mă înșel. Nu era Alexe, era Liviu Ganea. Ciudat, pentru că n-a dat lovitură liberă la această fază, mi s-a părut că atacantul dinamovist Liviu Ganea a fost jenat în mod evident și împiedicat să continue faza. În fine, mingea rămâne la jucătorii echipei gazdă. Pasă către Dinu Todoran, bine plasat Valeriu Bordeanu. Câștigă Semedo și fault. Este fault. Și dacă a fost fault. Eu cred că este, pentru că a atacat cu piciorul deasupra mingii. Dar mai devreme era evident faultul asupra lui Liviu Ganea. Încă o dată. Iată bararea în mâna. Da, este mâna lui Mehmedov, practic. Da. Central lui Torje. Lovitura cu capul. Prima reușită din acea zonă de un atacant dinamovist. A fost Marius Nicolae. Timpul însă este aliatul urzicenului. Noi avem reluarea ultimei faze de poartă. Maftei și șutul acestuia este blocat de Rubio. Iese Torje, intră Dănciulescu și aceasta este reacția lui Octavian Grigore. A scos un jucător de marginea terenului și a introdus un alt atacant, e adevărat un goalgetter Dănciulescu prin excelență, n-a izbutit însă să marcheze pentru Dinamo de la revenirea din Spania. Oscar Rubio și el a alergat foarte mult în acest meci, n-a făcut un meci rău una peste alta Rubio. Marius Alexe,
fără probleme trece de Goge, apare însă Semedo. Varea a fost uitat, sau oricum asta a fost decizia lui Adrian Comănescu. Riscă în acest sfert de oră final Adrian Comănescu să piardă un prim meciul de sub control. Multe decizii la limită, multe decizii grele, drept pentru el, și multă presiune după eliminarea lui Garat. Cătălin Munteanu, central lui Cătălin Munteanu, lovitură de cap și faza rămâne periculoasă în doi. A executat-o foarte, că a cerut, nu-mi dau seama ce acolo, însă un jucător al Unirii Urziceni a rămas în careu. Fă o schimbare în viața ta! Generator Panzer 800 de W la doar 379 lei, numai la Dedeman, dedicat planurilor tale. Da, am revenit, 1-0 Urziceni, Dinamo, și noi revedem încercarea de foarfecă deloc rea lui Usman în doi, blocată de Mehmedović. A pus piciorul în fața porții. Șutul acum sănătos al lui Marius Nicolae, până la urmă balon câștigat de Toșca. Rusescu, evident, este singurul atacant al gazdelor. Toșca încearcă să țină cât mai mult acest balon în posesie, până la urmă scapă în afara terenului. Suntem în minutul 77 aici la Urziceni, vicecampioana, pentru că Unirea Urziceni rămâne vicecampioana României. Și va rămâne așa până la sfârșitul campionatului, conduce pe Dinamo cu 1-0, meciul este departe de a se fi încheiat. Și remarcabil, Unirea Urziceni va efectua de-abia acum, în minutul 77, a doua schimbare. Da, pentru că prima a fost Muzac. Exact, în minutul 10, cred. Aia poți să nici nu pui la socoteală. Prima modificare, cu adevărat, este aceasta. Păi poate tocmai de aceea, pentru a nu risca. Își păstrează o modificare, o ultimă modificare, probabil, la scurgerea timpului în finalul acestei partide. Da, iese Alin Toșca și în locul său intră Valeriu Lupu. O schimbare de Steaua 2. Iese Toșca, intră Lupu. Cei doi au fost titulari în partida de acum două săptămâni, câștigată de Unirea Urziceni cu 1-0 în fața Stelei. Iar Lupu mai mult a fost urecheat de Gigi Becali, cel care îl acuza că a tras de timp în momentele de final ale întâlnirii, însă băiatul spunea că se lovise la cap și că nu avea motive să tragă de timp. Cert este că poate mai degrabă merita niște laude pentru felul în care ar fi jucat decât să fie apostrofat. Acum este 1-0 în final de meci, cu Dinamo alergând cu un om în minus după egalare. Cu astfel de pase va fi destul de greu. Bordeanu. Ține mingea în teren, Marius Alex, aruncare de la margine din Dinamo. Publicul extrem de înfierbântat în finalul acestei întâlniri. Bordeanu, central lui Bordeanu, respinge Maftei, încă un meci foarte bun făcut de Maftei. Cum de altfel, meci bun a fost și cel reușit de Raul Rusescu. Foarte multe baloane atinse, un permanent duel fizic cu apărătorii adversi. Cătălin Munteanu nu continuă acțiunea, Mehmedović iese cu balonul la picior, continuă pentru Pădurețu, așteaptă Semedo, reușește chiar să țină mingea. Chiar și în superioritate numerică, Urziceni nu atacă mai mult de 3 oameni la aceste faze de contraatac și acum lovitură liberă la o intervenție a lui Cătălin Munteanu. Andone zâmbește amar. Un singur punct în ultimele 3 etape pentru Dinamo și acela obținut în minutul 90 la Brașov. În rest, 2 înfrângeri, 3-4 acasă cu Universitatea Cluj și 1-2 cu FC Vaslui. Acum este 1-0 pentru Urziceni și Dinamo se poate spune că este în criză. A recunoscut-o și Andone la sfârșitul întâlnirii cu Vasluiul. Pădurețu iese excelent moții. Dănciulescu poate dezvolta în zonă dreaptă, dar o face prea în spate pentru Rubio. Tot în spate este și pasa către Liviu Ganea, iar defensiva aia lomițeană are șansa să urce un pic.
Cătălin Munteanu, cel care respinge Mușat. Rusescu atacă rapid, Moți o face foarte agresiv. Ghinu Todoran încearcă de unul singur, avea doi colegi în stânga. N-a avut viziune de această dată. Semedu rămâne la pământ și suferă după contactul dur cu Moți. Arbitru Comănescu nu întrerupe meciul, simte că Semedu vrea să tragă de timp, probabil că acesta este decizia lui. Acum șutul lui Marius Niculae cu piciorul drept este reținut de Cernă. Meciul nu s-a întrerupt, sunt curios să vedem dacă în momentul întreruperii Moți va vedea vreun cartonaș, pentru că intrarea lui la Semedu a fost evidentă. Excelentă trecerea lui Rusescu. Da, acum s-a întrerupt meciul și o judecată corectă a arbitrului Comănescu. Noi avem reluarea șutului lui Marius Niculae. Probabil că dacă avea posibilitatea să tragă cu piciorul stâng, tăria șutului era cu totul alta. Așa balonul a fost mai degrabă mângâiat. S-a luat jocul. Unirea Urziceni nu se grăbește, nu are nici de ce, are un om în plus, un gol în plus, plimbă balonul, dar vine pressingul acesta destul de enervant al lui Ionel Dănciulescu. Maftei pasă pentru Rusescu. Este offside, semnalizarea lui Avram de la margine. Și dinamoviștii evident se grăbesc, suntem în minutul 82, conduce Unirea Urziceni pe Dinamo până la 0. Iată pe Marius Alexe, are doi adversari în preajmă, însă continuă, încearcă să găsească o breșe. Bordeanu, fără adresă această pasă. Dar Dinamo pare a fi fost atât de preocupat în ultima vreme să-și îmbunătățească jocul defensiv încât a urcat, încât a uitat de cel ofensiv. E clar, Unirea Urziceni este o formație arțegoasă, o formație extrem de greu de bătut, chiar și în această componență mai puțin celebră, să-i spunem așa, decât cea din perioada. Etapa trecută a pierdut cu 4-1 în fața Oțelului Galați și Oțelul a jucat și cu unul mai puțin. Probabil că atunci au vrut să atace și când atacă nu mai au aceeași consistență defensivă. Cei de la Urziceni, iată-l din nou pe Semedu. Câte probleme le pune Semedu adversarul, de această dată n-a obținut lovitura liberă, a căzut prea ușor din duelul cu Bordean. Bine, într-un meci de genul ăsta Semedu se simte ca peștele în apă, are viteza, are spații, adversarii poate, sau majoritatea adversarilor ceva mai lenți. Să vedem ce pot face Todoran și Rusescu la această acțiune. Todoran de unul singur, încă o intervenție excelentă a lui Moții, care nu a făcut un meci rău astăzi. Vedeți, abia sunt 5 jucători din Amoviști care abia câștigă balonul în fața 1-2 jucători de la Unirea Urziceni. Marius Alexe. Centrarea lui Alexe către bara a doua. Din spate apare Rubio. Foarte bine, lasă Cătălin Munteanu, Dănciulescu, șutul lui în doi. I-a sărit mingea urât în față. Am spus, este o problemă și suprafața de joc pentru Dinamo, așa cum a fost și pentru Steaua în etapa precedentă. Uite cât de urât a sărit mingea și șutul acesteia care a mers către drumul național care trece prin spatele peluzei. Final de meci cu Dinamo, chiar și în inferioritate numerică, atacând, încercând golul, încercând să scoată măcar un punct de aici. 5 puncte între Dinamo în momentul de față și liderul Oțelul Galați. Dar cred că atenția dinamoviștilor e mai degrabă ținută, să spunem, asupra Rapidului, care are 18 puncte, adică 4 mai multe, în 2. Oscar Rubio, întâmpinat de-abia acum, centrarea lui Rubio. Maftei începe să aducă aminte de Maftei din meciul împotriva Stelei. Un contraatac, 3 contra 3. Semedo îl are pe Rusescu în stânga, nu-i pasează, de-abia acum o face Rusescu în fața dublei. Rusescu! Bără! Ce ocazie colosală a Unirii Urziceni. Noroc pentru Dinamo. Și ce execuție a încercat Rusescu într-o situație de 1-1 cu Dolha.
Ar fi fost un gol care ar fi încununat o evoluție senzațională a lui Rusescu în această seară. Dinamoviștii refac atacul, centrare acum către Careu. Este acolo Ganea, respinge până la urmă defensiva Unirii și acum Semedu încearcă să lase avantaj. Și revine. Și revine asupra fazei. Revedem acțiunea. Mingea preluată, nu foarte bine. A terenul fost deviat. Deviat, da. Terenul de data asta l-a păcălit pe Rusescu și nu a fost în avantajul său. Șutul deviat și Dolha, uitându-se cu mingea, intră sau nu intră în poartă, avea și se și ridicase părul în cap, am avut un prim plan imediat după. Da, Liviu Ganea. 2. Dănciulescu schimbă zona către Liviu Ganea. Liviu Ganea minge centrată în 2. Și să vedem, nu s-a ridicat steagul. Cătălin Munteanu, colosală. Și ocazia imensă. Este cea mai mare ocazie a dinamoviștilor în această partidă. Din nou centrare în mijlocul careului. Este acolo Maftei, cel care respinge până la Semedo, un jucător dinamovist, este rămas la pământ, este Usman Îndoie, cel care se ridică în acest moment, încă o dată, faza de mai devreme, reluarea pe spate, acrobatică a lui Îndoi, apoi vine această intervenție a lui Cernea, care face ca scorul să rămână în continuare urzicen, Dinamo 1-0. Cernea care își păstrează parcă cât o intervenție miraculoasă pentru meciurile mari. A făcut-o și împotriva Stelei, a avut o intervenție uluitoare la un șut al lui Bilașco din 7 metri. A făcut-o neacem aminte pe Bernabeu, când Raul se și mira când a intrat mingea în poartă. O face și de data asta împotriva lui Dinamo într-un moment extrem de important pe final de partidă, când Unirea conducea și conduce cu 1-0. Pasa lui Vasile Maftei. Dar putea să fi fost offside, dar nu mai avea sens să ridice steagul. Da, l-am văzut pregătindu-se să se ridice, dar a constatat că Rusescu nu ajunge la balon și pentru... A fost o lovitură în plină figură, dar Marius Nicolae nu avea cum să-l vadă pe Muzac. Muzac a venit din spate. Piciorul însă ridicat mult prea mult la Marius Nicolae. Încă o modificare pregătită de Octavian Grigore. Aceasta este, să scuză-mă, este o intrare care trebuia sancționată cu cartonaș, pentru că chiar dacă n-avea cum să-și vadă adversarul, i-a periclitat integritatea fizică. Din ce în ce mai firește aceste prim planuri cu oficiale ai diverselor echipe mari care vin aici la Urziceni și au aceste grimase, cum a fost în acea aminte de Gigi Becali la meciul împotriva Stelei, acum Nicolae Badea înmărmurit realmente. Și îl vedem pe Bâtfoi, un alt stelist care va intra în teren, un alt jucător împrumutat de la scala 2. Probabil se va da o bine meritată pauză în final de meci lui Raul Rusescu. Cred că Unirea Urziceni ar vota cu două mâini un play-off în acest moment, pentru că în fața echipelor mari nu are niciun fel de probleme. Probleme există în fața echipelor nefavorite. În 2. Rubio vine din spate, întâmpinat de Lupu, Rubio, balonul este în posesia gazdelor, calmat de Pădurețu și vine degajarea lui Nicolae Mușat, scopul imprecis al lui Raul Rusescu, acum de-abia se efectuează schimbarea, nu Rusescu iese, ci iese Dinu Todoran. Rusescu are rezerve de energie, vine și va juca acest final de meci undeva în linia de mijloc. Bâtfoi va rămâne vârf împins. Extraordinară capacitate de efort pentru acest atacant tânăr care era cât pe ce să se piardă undeva pe la Otopeni. Pădurețu către Lupu. Lupu își păstrează cumpătul. Pădurețu, Mușat, când nu știi ce să faci, trimiți lung, departe. Asta a făcut mai devreme și Lupu. Iată-l pe Raul Rusescu. 4 minute de prelungire, 4 minute pentru Dinamo în căutarea egalării. Ioan Andone nu mai știe ce să mai facă.
Un cartonaș galben pe care îl vede Valeriu Lupu pentru că a întârziat această aruncare de la margine efectuată de Mușat. Rubio a respins. În ciuda rezultatului prost, Rubio a făcut un meci bun, un meci consistent și a ajutat echipa pe faza de atac. Nu a avut cine știe ce probleme în apărare, adevărul că nici n-a avut un adversar pe această parte de teren. Respinge Mehmedović, acum prelungire până la Rusescu. Muzac a sărit acolo și a câștigat acest balon, încercare de lansare pentru Butfel. Rubio este atent, este la post, nu este niciun fel de pericol. Care are viteză rea Butfoi, dar distanța era prea mare față de minge. Oricum lucrurile nu se simplifică pentru dinamoviști. Etapa viitoare joacă împotriva liderului Oțelul Galați, acasă. Le lipsește și unul dintre stopări. De-abia ce se obișnuiseră dinamoviștii cu o formulă defensivă, cu Garat alături de Moții, dreapta Rubio, stânga Bordeanu, că a și venit acest cartonaj roșu, așadar trebuie din nou să schimbe Ioan Andone ceva în defensivă. Octavian Grigore pe cale de a obține un al doilea succes fantastic după ce a bătut Steaua cu 1-0, foarte aproape să bate și Dinamo cu 1-0. Încă 2 minute și jumătate, lovitură liberă bătută de Cătălin Munteanu, balon din nou în zonă dreaptă către Rubio, Marius Nicolae. Marius Nicolae, dacă Marius Nicolae este în afara careului, cine este în careu? Restul cu echipierile probabil. Și contraatac periculos pentru Unirea Urziceni. Bâtfoi caută să-l depășească pe Bordeanu, nu-i izbutește și-l și faultează. Este un fault tactic, un fault prin care Unirea Urziceni câștigă câteva secunde în acest final de meci. Încă 2 minute din cele 4 arătate de la margine. Dar nu uitați, urmează Premium Liga după acest meci. Radu Naum vă așteaptă cu siguranță, cu niște reacții extrem, extrem de dure după acest meci, pentru că dinamoviștii nu pot fi mulțumiți cu înfrângerea de la Urziceni. Vă aduc aminte, Ioan Andone zicea chiar că un egal ar fi un dezastru, nici măcar nu lua în considerare varianta înfrângerii. Marius Alexe era liber, era trimis departe. Până acum, pe acest stadion, între echipele care au pretenții la cupele europene, Rapidul a ieșit cel mai bine, un rezultat de egalitate 0-0 pe vremea când echipa era încă în componența cu Galamaz, cu Bilașcă și așa mai departe. Steaua a pierdut, Dinamo a pierdut, Vaslui a pierdut, Dinamo încă mai joacă, mai are 1 minut și jumătate, dar în cazul în care rezultatul rămâne așa, Rapidul este marea câștigătoare a disputelor de aici de la Urziceni. Explozie de bucurie la aceste contraatacuri. Butfoin se face bine, se oprește. Schimbă zona de atac către Semedo, care are destul de multă experiență încât să știe să tempereze un pic jocul, să câștige secunde. Asta trebuie să facă Unirea Urziceni în acest final de meci. Pasă greșită a lui Petre Goce. Dinamo forțează egalarea. Maftei, da, era și firesc. Trimite foarte departe, probabil în ultima atac. Alexe. Cătălin Munteanu. Centrare cu piciorul drept al lui Cătălin Munteanu, fază încălcită. Rezolvată însă de Aramicu. Câștigă întâlnirea 1-0, surpriză din nou la Urziceni. După ce au bătut Steaua, băieții lui Octavian Grigore, pe care îl vedem acum în prim plan, reușesc să o bată și pe Dinamo. Raul Rusescu marchează din penalti și creează dificultăți mari, mari în vestiarul lui Dinamo. Urmează o săptămână agitată. Suntem Andrei Bochin și Țivu Dorsamâilă. La revedere, rămâneți cu Antena 1.